Cine? Un cosin? Anche Nicolae Guna. Saluto Andrea, ma mi dice che ho vedito una cosa del pezzino di skis forte, 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 quello. Auzi, el crede în mine și chiar credea că într-o zi o să vorbească zilele astea cu marele, 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 că îi place de marele Cabral, dar n-a crezut că te nimerezi la telefon, de 3 zile tot încercăm, exact când îi dăm pachetelul cu margelele, numai el știe. E un secret al nostru. El a avut o bubă, știu pentru că tu mi-ești un prieten de suflet, îți spunem secretul. Deci fii atent, a avut o bubă, buba a dispărut, și acum primește pachet, un set de margele extraordinare. Abia l-așteaptă. Auzi? Pe mine m-a încurajat copilul ăsta. Are un curaj extraordinar. Dar tu, marele Cabral, l-ai încurajat? Te încurajează pe tine? Aoleu! Hai să mai zicem ceva. Tu ai cică o fată, cică foarte curajoasă. Ia povestește de fata ta. Ha? Îl auzi? Cu el vorbesc, mă. Cred că e și rușine, că știe cât ești de mare, că vorbește. Cabral. Fii atent, îmi spune mie la ureche ceva de Dea. Ia spune-i lui. Că el e prietenul meu de suflet, deci fii atent. Trebuie să înțelegi. Cabral e prietenul meu de suflet. Deci dacă el e prieten și din tot ce se numește showbiz, cum zic ăștia, sunt unii extraordinari, ăsta este Cabral și cu soția lui Dea. No, acum trebuie să ai încredere să-i spui lui, nu mie. Deci ce-ți place de Dea sau cum? Ha? Ia zic, te uiți la mine și râzi. Fii atent. O să-ți trimitem filmarea Cabral, că o să-și o păstreze și ție, că el să vezi ce fățucă face, cred că vrea o soțioară așa frumoasă, ha? Ce zici? Da. Ai auzit? Ai văzut cum l-am simțit? Că soția ta este plină de frumusețe și de iubire și uite de cum își doresc băieții fete frumoase. E normal, mă. E normal. Da. Ai auzit? Deci vrei ceva frumos ca și al lui Cabral. Păi fii atent, el este un curajos în viață la tot ce a făcut. Cabral prin munca lui și luptă, 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 luptă. O ajuns să aibă și o femeie așa frumoasă și deșteaptă foc și o cunosc și le-am primit. Și tu să-ți dorești exact o femeie frumoasă, păi tu nu-ți dai seama, mă. Cabral impresionat de tine, mă. El nu a avut curajul tău. Tu ai avut curajul lui la 5 ani? Nu. Nici acum nu cred că am curajul lui. Ba, eu cred. Deci înseamnă că dacă încă n-ai curajul lui, tu poți câștiga curajul lui când trebuie să te operezi. Ai curaj când te operezi? Sau cum îți câștigi curajul, doctor? Ia zi-ne. Ești mortal. Ea e doctora. Fii atent. Atunci, Andrei să-ți spună cum și-a câștigat el curajul. Ia povestește. El de Andrei, cum a câștigat curajul? Am fost curajos. Nu mi-a fost frică când mi-a scos buba. Așa. Ce ai făcut în sală? Ai cântat, mă? Da. Cum ai? Zi. Zi, Luca Brad. Am povestit. Așa. Am zis poezii. Bravo. Dar auzi, tu mi-ai spus după câteva zile ceva, ai ținut un secret al tău. Pentru că tu te-ai dus la mulți doctori și le tot spuneai, mă doară, mi-e frică, mă doară, mi-e frică. Și le ziceai, mi-e rușine de bubă, vreau să scap de bubă, e adevărat? Da. No, bun. Și când mami mi-a spus, un fost student al meu care e doctor și apoi și un student să vii la mine, tu ce ai cerut, să-mi vezi poza? Nu mai ieri am aflat sau la altă, eu nu te cred încă. Te-ai uitat tu pe net să vezi cum arată doctorița? Da. Și ai zis că-s frumoasă și eu spun că-s urâtă foc. I-am impresionat cu frumusețe. Păi bă, frumusețea vine dinăuntru. Uite, de-a e frumoasă. Foc. Ui la mine. Eu am văzut femei frumoase. Foc. Și care nu sunt cum ideea. Pentru că de-a și arată în afară frumusețe, mă. Și de-a ți s-a părut și că eu spuneam de defect și mi le știu. Dar eu nu le mai văd, mă. Mi le ascund. Pentru că sufletul meu se uită la ei, ca și la Dea. Ai înțeles? Da. Și mami știe ce face. Ce? Zic lui Cabral.
Mami se duce la discotecă cu tati. Și am zis, bravo, se respectă mami pe ea, pentru că așa e normal, mami să fie și deșteaptă și frumoasă, să aibă grijă de ea, că numai atunci poate să-și arate iubirea la copil, nu? O lăsăm pe mami, nu? Îi mai spunem din surprizele de azi că astăzi a primit un muțunel șocant. El știe secretul nostru, că muțunelul ăla mi l-am luat și reprezentau bebelușii mei, că așa le zicem atunci, copii mici. Azi a primit de la copii site-ul Sibiu Copiilor, ce mă? Spune tu. Un cadou. Ce? Un papuțoi. Așa. O carte de citit. Și papuțoiul ce-i? E câine? Iepure. Tot iepure ca al meu? Da. Și ce ți-a spus omul ăla care ți l-a dat, că l-a primit de la o persoană dragă, 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 dragă lui? Da? Și de câți ani l-a primit? De 5 ani. De 5 ani jumate, exact vârsta lui. Deci, acest maimuțoi reprezintă exact ce am eu la mine. Haide, capul meu. Pleacă cu maimuțoiul și i-am spus că nu contează cât se face cel mai bun doctor, că în continuu mă omoară la cap, vrea din țar, vrea stomatolog, eu nu-l cred. Important este că la curajul care l-are poate să ajungă, ui la mine, și în showbiz ca și Cabral, dacă vrei. Dacă vrei exact ca Dani, campion la ski. Ce te uiți la alea? Tu te uiți acolo, iară ți-e frică, mie nu mi-e frică, nici ție nu ți-o fost. De ce râzi? Că mărgelele alea de fapt pleci cu urmă pachet. Da. Îți amintirea ta. Da. Cu... Și dacă mă vede bărbatul ăla gras și rău, ce face? Cine e bărbatul gras și rău? Ăla care... Nu sunt oameni răi pe lumea asta. Chiar care intră în și nu ne lasă. Ce nu ne lasă? Omul ăla. E un om care nu ne lasă? Da. Când ieșim. Și fii atent, hai să ne spunem un secret în ce duc Cabral. Fii atent ce facem. Noaptea, aseară, știi cum am dus? Ca să te sun și pe tine la ora 11 când ești din emisiune. Și am aflat de la mămica că noaptea se trezește brusc în fund. Ha! Dar numai noi, este prietenul nostru, de ce avem voie să-i zic? Am voie? Stai să văd, am voie să-i spun. Da. Fii atent ce spune la mami. Trezește în fund noaptea și zice, mami, mami. Ce-i spui? Mi-e frică. Mă legară. Și cine te legară? Nu știe, el nu știe cine legară. Și, cum îi mai spui după aia? Dezleagă-mă, mami, mami. Păi nimeni nu te-a legat iubire. Dar noi, pentru că te-am iubit mult, ce ți s-a întâmplat? Și tu ne iubești pe noi. Normal, nu m-am vis. Că de fapt ție nu-ți mai e frică. Nu m-am vis, a rămas o frică, nu? Acolo a rămas frică. Ascultă. Fac caca, mami, mami. Pentru că fii atent. Copilul ăsta e minunat, numai eu știu și cu mami. De câte ori nu vrea ceva, el nu jignește, le zice la aia un lucru. Alo? Se adun repede de dincolo încărcătorul, te rog, mami, că se descapă și să ne știe secretul. El zice, mă doare bunta. Sau zic, cum zice? Când le fac eu scurs, o plictisit, fii atent, copil, atâta zice, mă. Și eu am sesizat același lucru. Când mi-a zis astăzi că doare burta, nu știu că ești necăjit și nu știu de ce, ori de mărgele, ori că știi că plec la noapte la Iași, de te las cu altă rezidentă și ne-am distrat dincolo și nimeni. Nu, eu oricum nu era frică. Dar eu are un gest extraordinar în care zice, numai la oilalți, ce le zici, mă, că pe caca, te prostești. Le ridică căcioși. Și le zici, mă, doare burta și tu știi cu mami și numai eu știm că când te doare burta, nu e aia, mă. Și o să fii atent. Cabralul zice, mai fac tot un copil cu dea. Ia, stai în mobil. Și o să trimitem pe tine, expert, să-i spui lui mami, adică lui Dea, cum să-i facă la copilul ăla să-i placă cel mai mult de ea. Să-i iubească cel mai mult, nu? Ce zici, Cabral? Facem negocierea. Îl trimitem o săptămână la prelucrarea părinților. Când vă spune copilul burta, să nu duceți la doctor. Bine? Că eu știu dintotdeauna când zice copilul meu burta, că e altceva. Unii îl duc la doctor până nu mai pot. Nici doctor, nici părinții. Și de fapt, copilul are altă suferință. Haide, te mir de când. Te mir că un copil la școală a scos limba și ce-o zis și trebuie să descoasem. Uite, noi știm eu cu mami cum descoasem și copilul ăsta este fenomenal în a vă ajuta vă să descoaseți. Bine, Cabral? Știi că te iubim, că ești prieten de suflet și așa se poartă cu toți prietenii noștri de suflet. Cu el alți care mi-i place să spună mami. A apărut una prin asistentă. Cum? Mami, ia zi. A apărut o asistentă în... A, mami! Mami este curajoasă, dar e rușine cu Cabral să vorbesc. Auzi tu? Tu ai copil. Fii atent. În viață să înțelegeți ceva. Sunt modele și modele. Poți fi model,
pentru toate mamele care